Marian Vanghelie s-a dezlănțuit după desecretizarea protocolului SRIPG? Covesi, comparat cu Ana Paucher. Fostul primar Marian Vanghelie s-a prezentat astăzi la sediul Tribunalului București, unde are loc un nou termen în dosarul său. Acesta a spus în fața jurnalilor, referindu-se la protocolul dintre SRI Parchetul General, ce semnatarii acestuia trebuie să răspund. Mai mult, fostul primar a comparat-o pe Laura Codroa Covesi cu Ana Paucher. Eu cred că în România e statul la de drept, trebuie ca acești oameni să răspundă. 90 din oameni sunt antajai se fac de nunurei, numai pe asta s-au bazat. Oamenii trebuie să oi acetre parchetii se dea cu subsemnatul i se spun cum i-au permis să încalce Constituia României. Dacă vei uitai bine i după ce a apărut protocolul, avem o doamnă simpatic, e similar Anei Paucher. Face altceva decât spune cu putere, nici nu este haioas, spune ce este ceva legal, ce lucrurile au fost normale, ce ceea ce a făcut ea este în regulă. Eu cred ce avea de gând să fac mult mai multe, a spus Marian Vanghelie, care a salutat demersul agenției Mediafax. Amintim ce Mediafax s-a transmis procurorului general o sesizare în legătură cu posibile infracțiuni comise prin semnarea sublinierei punerea în aplicare a protocolului se.re.i.parchetul J, cu următoarele suspiciuni: uzurparea funcției, abuz în serviciu, compromiterea intereselor justiciei, delapidare, deturnare de fonduri.